La sediul Jandarmeriei Mehedinți a avut loc ieri ceremonia de predare-primire a comenzii și a drapelului de luptă al unității între locotenent colonelul Vasile Nicolae și colonelul Adrian Zamfir. Acesta a precizat că împreună cu întregul efectiv al unității își propune să reprezinte Jandarmeria Română ca o instituție sigură și credibilă aflată în slujba legii și a cetățeanului. Colonelul Adrian Zanfir este absolvent al Institutului Militar de Infanterie Nicolae Bălcescu. Începând cu data de 10.09.2021, acesta a fost împuternicit să îndeplinească atribuțiile funcției de inspector șef. Din anul 2006 își desfășoară activitatea în cadrul structurii de ordine publică, iar din anul 2007 este șeful Serviciului Ordine și Siguranță Publică. În conformitate cu ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române, începând cu data de 10 septembrie anul curent, domnul colonel Adrian Zamfir a fost împuternicit să execute atribuțiile funcției de inspector șef la Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți. Activitatea s-a desfășurat în prezența domnului colonel Alexandru Tobă, împuternicit adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, a ofițerilor din județele învecinate, precum și a colectivului din cadrul unității. Colonelul Zamfir Adrian lucrează în cadrul unității noastre din anul 2006, iar din anul 2007 este șeful structurii de ordine și siguranță publică. Locotenent colonelul Vasile Nicolae a predat comanda unității după ce a exercitat prin împuternicire funcția de inspector șef în perioada septembrie 2020-septembrie 2021.